Tot în data de 3 octombrie, autoritatea electorală a aprobat tirajul buletinelor de vot pentru cetățenii care la alegerile prezidențiale și referendum vor vota în țară. Pentru fiecare scrutin vor fi tipărite peste 2.729.000 de buletine. Acestea vor fi disponibile în 5 limbi. Română, peste 9.092.000, în rusă, bulgară, găgăuză și romani. Este pentru prima oară când s-a decis să fie imprimate și în limbile minorităților etnice. Cât ține de alegătorii din regiunea transnistreană, aceștia vor putea să voteze pentru viitorul președinte și să-și exprime opțiunea în cadrul referendumului republican în cele 30 de secții deschise în dreapta Nistrului. Aici am prevăzut un număr maxim de buletine de vot, cât este pentru fiecare secție de votare, câte 3.000, respectiv pentru cele 30 de secții avem 90.000 de buletine de vot cu tiparul acestora în limba rusă și în limba română 50-50. În data de 20 octombrie, moldovenii vor avea de ales din cei 11 candidați care luptă pentru șefia statului. De asemenea, 14 partide și un bloc electoral au fost înregistrați ca participanți la plebiscitul privind modificarea Constituției în vederea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Două formațiuni politice au ales să nu promoveze parcursul european al țării. Pregătirile pentru alegerile prezidențiale și referendumul constituțional din 20 octombrie sunt în toi. Joi 3 octombrie a început tipărirea celor 852.000 de buletine de vot pentru moldovenii din diasporă. Cele mai multe dintre ele, peste 775.000, vor fi imprimate în limba română. Peste 66.000 vor fi în limba rusă, iar pentru o secție de votare din Turcia vor fi tipărite 500 de buletine de vot în limba găgăuză. De expedierea lor în străinătate se va ocupa Ministerul Afacerilor Externe. Cele mai multe buletine de vot vor ajunge în Italia, adică peste 240.000. Următoarea în top este Germania cu 135.000 și Franța cu peste 94.000. La polul opus este Japonia, unde vor ajunge doar 300 de buletine de vot, în China 400, iar în Letonia și Emiratele Arabe câte 500 pentru fiecare tip de scrutin. Pentru prezidențiale și referendum vor fi deschise în străinătate 234 de secții de votare. În data de 20 octombrie, moldovenii sunt așteptați la urnele de vot pentru a-și alege viitorul președinte și pentru a spune dacă sunt pentru sau împotriva aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Fenomen fără precedent. Peste 130.000 de moldoveni au fost ademeniți să-și vândă votul la alegerile prezidențiale și referendumul constituțional din 20 octombrie. Aceștia au fost instruiți să voteze cu nu la plebiscit, iar în ziua scrutinului urmau să fie informați pentru care pretendent la fotoliul de președinte să voteze. Toate astea în schimbul unei remunerații lunare care variază între 900 și 1.800 de lei. Schema a fost pusă la cale de persoane din anturajul oligarhului fugar Ilan Șor și deconspirată de oamenii legii. Detalii despre acest caz au fost oferite de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, și conducerea Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, într-o conferință de presă susținută joi 3 octombrie. Potrivit IGP, doar în luna septembrie din Federația Rusă au fost transferați circa 15 milioane de dolari, bani destinați pentru coruperea alegătorilor și asigurarea financiară a unor partide. Țin să precizez că toate formele de asigurare a mecanismelor, de preluare a datelor, de ghidare a acestor persoane se realizează prin boturile de Telegram, acolo unde sunt coordonate inclusiv de persoane din Federația Rusă și care le stabilește formele, mecanismele și condițiile de activare mai departe. Percheziții în dosarele privind finanțarea ilegală a partidelor, a grupurilor de inițiativă și a concurenților electorali, precum și spălarea de bani în proporții deosebit de mari, au fost efectuate în data de 3 octombrie. Au fost ridicate în scrisuri de ciornă, telefoane mobile și sume de bani în diferită valută. Potrivit conducerii Procuraturii Anticorupție, alegătorii care se lasă cumpărați riscă amendă de peste 37.000 de lei și chiar confiscarea bunurilor personale, precum și locuința sau automobilul. Toate transferurile făcute pe contul străin în Rusia, deci suma care a fost transferată acolo, riscă să fie confiscată și asta nu înseamnă că o să ne mergem în Rusia să confiscăm banii din Rusia. Deci noi avem dreptul legal să punem sechestre aici, în Moldova, pe proprietatea persoanei,
mașină, teren, casă, să confiscăm contravaloarea de banii care au fost transferați în Rusia. Potrivit lui Dragalin, cei care oferă bani pentru coruperea legăturilor riscă până la 5 ani de închisoare și amendă de peste 50.000 de lei. Până la 6 ani de detenție și amendă de 67.000 de lei riscă persoanele care acceptă finanțarea activității politice din alt stat. Pedeapsa este mai dură, 10 ani de pușcărie și amendă de 1 milion de lei în cazul celor care se ocupă cu spălarea banilor. Oamenii legii spun că au acumulat suficiente probe în acest dosar și au publicat secvențe din convorbirile telefonice ale celor implicați în schema în care activiștii discutau despre organizarea votului în data de 20 octombrie. Fie că eu am 30 de activiști, dar și pe concret, dar nu odată, sute și unui mort și unui ziu. Da. Să aibă 5 oameni și când ai ajuns în tasara și ai văzut 5 trebuie votet, ei sunat trebuie și le-ai spus la fiecare cam în dimineață, votați pe ăsta, dacă... Da. Poliția anunță că grupul criminal organizat este format din 130 de lideri teritoriali care dirijau activitatea și colectau datele persoanelor racolate. Ei erau remunerați lunar cu 45.000 de lei. Alți peste 1.900 de președinți de sector transmiteau listele activiștilor către liderii teritoriali și beneficiau de remunerare lunară de 4.600 de lei. Cu aceeași sumă erau plătiți și cei peste 50.000 de activiști. 11 moldoveni evacuați din Liban au ajuns acasă în siguranță în data de 3 octombrie. Repatrierea lor a fost posibilă datorită eforturilor comune și sprijinul din partea Ucrainei și Organizației Internaționale pentru Migrație. La aeroport, pasagerii au fost întâmpinați de șefa misiunii Organizației Internaționale pentru Migrație în Moldova, Ester Ruiz de Asua, și de secretarul general al Migrației Afacerilor Externe, Mihai Mâțu. Acesta a mulțumit țărilor care au contribuit la evacuarea moldovenilor din Liban și a adăugat că autoritățile continuă să caute modalități de a-i ajuta pe cei care rămân expuși riscului. În acest moment suntem într-o activitate continuă de asigurare a repatrierii pentru ceilalți cetățeni care au rămas încă pe teritoriul Libanului, deci mai avem un număr de aproximativ 30 de persoane care s-au adresat pentru asistență. Așteptăm oportunități și soluții pentru evacuarea lor în cel mai apropiat timp posibil. La sosire, pasagerii, majoritatea mame cu copii, au povestit cum a început atacul asupra capitalei libaneze, Beirut. This is the first group arriving, but the same type of support and, that has been provided to these citizens that were in Lebanon is going to continue being provided and facilitate transportation and other types of assistance if required. Mulțumesc măcar mult Israelului pentru aceea că măcar ne-a spus când și unde o să fie explozia, adică când nu, dar măcar în regiunea, de jumătate de oră, aveți jumătate de oră la dispoziție să evacuați. Cine dovedește, bine, cine nu, nu. Și moldovenii că sunt foarte mulți acolo, tot ce s-au evacuat, asta nu-i nimic. Asta sunt foarte puțini. Sunt mami, copii, chiar și soți. И вот когда самолеты пролетают, и ты молишься, Господи, чтобы только не попало и не сбросили куда-нибудь рядышком, потому что и стекла бьются, и все звенит. Было объявлено, что это точечная атака, но погибло очень много мирных жителей. В Саптамына am stat în stresul ăsta care stai ziua și noaptea, stai în casă și asculți cum cad bombele undeva acolo departe. Nimeni că nu știe ce o să fie și cum o să fie. După spuse, cred că se tensionează tot mai mult și mai mult. Da. În data de 1 octombrie, Israelul a început o invazie terestră în sudul Libanului. Armata a declarat că desfășoară raiduri limitate împotriva grupării paramilitare Hezbollah în zona de frontieră. Ulterior, militarii au avertizat locuitorii despre necesitatea de a se evacua din zonă. Moldovenii sunt îndemnați să se abțină de la călătoriile în Iran. În data de 3 octombrie, ambasada țării noastre în acest stat cu reședința la Baku a avertizat despre sporirea riscurilor de securitate din regiune. Ministerul Afacerilor Externe a informat printr-un comunicat de presă că cetățenii Republicii Moldova care se află în Iran pot părăsi acest stat pe cale aeriană sau traversând hotarul terestru cu Turcia sau Armenia. În prezent, frontiera între Iran și Azerbaidjan este închisă în continuare. În caz de urgență, moldovenii sunt încurajați să contacteze linia de urgență a secției
secției consulare a ambasadei, la numărul afișat pe ecran. Totuși, informațiile consulare nu vor fi furnizate prin acest număr. La începutul acestei săptămâni, Iranul a lansat un atac masiv asupra Israelului. Autoritățile de la Tel Aviv au anunțat că aproape toate rachetele au fost doborite, în timp ce Teheranul susține că aproximativ 90% dintre proiectile și-au atins țintele. Amintim că în seara de 1 octombrie, doi bărbați au deschis focul într-o stație de autobuz din Tel Aviv, pe fundalul avertismentelor aeriene lansate în urma atacului cu rachete din partea Iranului. 7 persoane au murit, inclusiv o moldoveancă în vârstă de 40 de ani. Presa israeliană a scris că aceasta a lăsat în urmă un soț și o fiică de 6 ani. Premierul României, Marcel Ciolacu, vine în vizită oficială la Chișinău în data de 4 octombrie. Oficialul va fi întâmpinat cu onoruri militare de omologul său din Republica Moldova, Dorin Recean. Cei doi prim-ministri vor avea o întrevedere bilaterală urmată de o ședință în format extins a delegațiilor. Ulterior, Ciolacu și Recean vor susține declarații de presă, după care vor participa la evenimentul de donare a microbuzelor școlare din partea Guvernului României. Ceremonia se va desfășura în fața executivului. Programul premierului român prevede întrevederi cu președinta Maia Sandu și cu președintele Parlamentului Igor Grosu. Potrivit unui comunicat al executivului de la București, scopul vizitei este aprofundarea parteneriatului strategic bilateral pentru integrarea europeană a țării noastre și fortificarea legăturilor comercial-economice dintre cele două state. Din delegația română vor face parte vicepremierul Marian Neacșu, ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului Ștefan Radu Oprea, precum și ministrul agriculturii și dezvoltării rurale Florin Barbu. Au demonstrat că unde smulți, puterea crește. 6 grupuri de inițiativă din diverse colțuri ale țării s-au unit pentru a aduce o schimbare în satul lor de Baștină. Împreună cu Asociația Obștească Primăria Mea, au reușit să implementeze cu succes un proiect de reabilitare a unui obiectiv local. Deși bugetul a fost modest, dorința de a îmbunătăți comunitatea i-a mobilizat în jurul unui scop comun. Exemplu inspirațional este localitatea Brânzeni, raionul Iedineț, unde localnicii au investit cei 6.000 de lei oferiți de asociație pentru a amenaja parcul satului. Primarul localității, Svetlana Grasu, a subliniat că a fost profund impresionată de entuziasmul și seriozitatea de care au dat dovadă consătenii. Și într-adevăr, oamenii sunt dorniști de a face lucrurile frumoase, pentru că, nu că aș spune, dar chiar am văzut lucrul ăsta. Sunt primar la primul mandat, respectiv a fost primăvară când am început lucrările în localitate și, într-adevăr, oamenii s-au implicat activ. Motivația a fost să avem o localitate frumoasă, despre care să se vorbească de bine. Dacă în satul Brânzeni există un parc frumos amenajat, în localitatea Risipeni, raionul Fălești, curând localnicii se vor mândri cu un muzeu deosebit. Voluntarii au restaurat o gospodărie lăsată de izbeliște. Casa urmează să fie transformată într-un muzeu al tradițiilor locale. Gospodăria era în paragină și se afla în centrul localității și cumva estetic da, deranja și atunci, bineînțeles că au salutat ideea și au sărit în ajutor. Orice proiect care vine în localitate este binevenit, cu atât mai mult unde implică cetățenii și voluntarii din localitate. Și sătenii din Bleștein, raionul Iedineț, s-au mobilizat pentru a vopsi gardul stadionului local. Directoarea grădiniței, Olesea Crețu, a declarat că locuitorii nu au așteptat să fie rugați. Imediat ce au aflat de necesitatea ajutorului și-au suflecat mânicile și s-au apucat de treabă. Nu a fost complicat să mobilizăm sătenii, deoarece am inițiat întâi cu instituțiile din localitate și respectiv pe urmă fiecare din instituții a încercat să mai aduc pe cineva. Am repartizat pleantele, discutând cu fiecare localnic în parte. Deși persistă mitul că tinerii din ziua de azi sunt mai preocupați de rețelele de socializare, adolescenții din satul Tigheci, raionul Leova, sparg acest stereotip. Acolo, elevii din clasele gimnaziale au participat activ la restaurarea unei încăperi din centrul pentru tineret, un loc unde petrec tot mai mult timp împărtășindu-și ideile și experiențele. Tinerilor li s-a părut o idee foarte interesantă, pentru că noi dorim cât mai repede să implementăm centrul pentru tineri și cu sprijinul celor de la voluntar.media am pus o bucățică din centrul nostru de tineret. O altă participantă activă la proiect este Svetlana Savin din Zgurița, raionul Drochia.
Femeia afirmă că de când trăiește în această localitate, izvorul din sat nu a fost curățat. Însă de câteva luni acesta izvorăște altfel, după ce sătenii s-au mobilizat să-l curățe. Au venit profesori, au venit elevi, dar și părinții elevilor, cei care au auzit și au fost cointeresați ca să vină, pentru că apa potabilă este cea mai necesară în orice localitate. Apa este potabilă, apa este de o calitate foarte bună, apa are o temperatură anul întreg 8 grade Celsius, este o apă foarte bună. Și locuitorii satului Andrușul de Sus, raionul Cahul, au amenajat un spațiu pentru aprovizionare cu apă potabilă. Sătenii au curățat o fântână din centrul localității, veche de peste 100 de ani, dar extrem de prețioasă pentru ei. După restaurare, fântâna a prins culoare la propriu, fiind pictată în nuanțele și simbolurile naționale. Chiar în momentele în care noi lucram, în diferite zile, s-au lucrat mai multe zile, toți oamenii care treceau, fiind exact la intrarea în localitate, toți oamenii care treceau ne salutau, ne urau succes și erau foarte binevoitori și apreciau munca pe care o fac voluntarii. Este într-o zonă numită Valea Dragă, care este o zonă de suflet pentru toți andrușenii. Este o zonă pitorească, despre care are legătură cu satul nostru. Mentorul Asociației Obștești Primăria Mea, Sergiu Cibotaru, a îndrumat participanții programului în elaborarea și implementarea proiectelor. El a remarcat că în comunitățile rurale, vârstnicii sunt cei mai implicați voluntari. Noi, într-un fel, combatem un mit că voluntariatul este doar pentru tineri. În localitățile rurale din Moldova se implică mai mult oamenii în vârstă, sunt buni voluntari, pentru că sunt oameni care, de exemplu, ies proaspăt la pensie, dar au încă multă energie, cu siguranță au o grămadă de experiență și pot să contribuie ca lucrurile să schimbe spre bine. Reprezentanta Asociației Obștești Primăria Mea, Natalia Slepuhin, a menționat că peste 30 de reprezentanți din diferite localități au aplicat la acest proiect, însă au fost selectate doar cele mai bune inițiative. 6 localități care au participat au aplicat, au beneficiat de un suport financiar pentru a organiza o activitate în localitățile lor și astăzi ne-am întâlnit să facem totalul acestui proiect, să împărtășim experiențele, lecțiile învățate și să ne gândim împreună cum putem promova voluntariatul în continuare în comunitățile noastre. Proiectul Voluntariat pentru Comunități Mai Puternice a fost finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională.